Cum a fost să fii slujnic? Cum a fost? Da. E, păi om ți-a dat vaca, oile, neii, s-a grijit ele. Da, s-a grijit ele, așa, erai slujnică. Te duceai că era o casă de băieți și unul încolo și nebinea și te cerea de slugă, te duceai, îți părea bine că te cheamă. Câți ai ați fost? De pe n-am luat la școală numai 4 clase. Numai 4 clase am luat la școală, că am fost slujnică. Dar slujnică câți ani ați fost? De câți ani am fost? E, pe clasa a doua am fost. Mai meream din când în când și la școală. Dar mai mult meream la oameni. De ce n-ai venit? Dar până n-am putut veni, că m-am dus la... că ne-o dea brânză și lapte și... Brânză și lapte vă dădea plată? Da, da, ne-a dat. Vă dădeau și bani sau mai puțin? Da, nu ne-a dat. De o hăiniță ceva. De o bluză, de o roce ceva, nu. Da. Și uite că eu m-am ajuns asta aproape 100 de ani. Doamne ferește, socra a murit, socru a murit, bărbatul meu a murit și eu am celecat, am rămas. Uite că Dumnezeu v-a dat putere. Mi-a dat putere, mi-a dat damă, tot o iec, o ia mai mult am puterea, mai. Îți grele bătrânețele, Leana? Da, n-auzi, nu vezi. Îți grele. Stați rău cu vigherea și auzul. Da, dar nu... Ce știi ce am zis, poate că pe mine... Nu stau așa și mai... Nu știu de fel ce ai zis. Nu știu. Nu înțelegeți? Nu, numai... Cândva o țira, păi așa, uite, așa, nu vine. Dacă mă mai întrebai, că nu mai știem, nu mai știu. Nu mai știu, nu, cu smeciur, dar bine. Și să mai atâția ani, dar la ce? La ce ați văzut să nu mai încălcesc ei, în loc să-i mai ajut? M-au și încălc cu mine, cu bătrânețele mele și cu... Leana, mi-a voastră prins războiul. Leona, cum îi... cum a fost atunci? A fost multe în casă, pete fete, șase a fost o șapte, nu știu. Și a venit trenul și a dus pe tata, mi-a dus la gară, acolo a venit un tren și să ducă oamenii. Și noi ne-am numai pe de jos și pe fereasa trenului, ne mai lua tata și ne mai săruta la tren. Iară ne lăsa și-o pe iară mai să... O, Doamne ferește, țiulele și tată și mama și... Da, eu dus pe tata la război. Mă gândesc că au fost duși mai mulți de aici din St. George. Da. S-o mai întors? Nu, dar nu. O mai venit înapoi? O mai venit, da. Tata dumneitale? O venit, tata. O venit. Dar nu știu că cum o mai fost... Că socrul ăsta a fost, i-a dus nu știu câți oameni. A venit și i-a dus. Oamenii au fugit. Și-a îmblat a căta oamenii aceia care au fugit să-i prindă. Și aici a fost casa a socrii și a socrului. Și acolo, în grădinuță, dormea. Oamenii răi ca să-i prindă pe ăștia care vreau să fugă. O fugit de acolo, de unde i-au dus, și socul meu a venit și s-a dus în pădure, s-a dus să. Și aici pe bărbatul meu, pe băietan, așa, l-a bătut. Până ce i-o sări din gură, că să spui că unitatea s-o. El stă pe așa, că l-a dus acolo, la
la război, l-au dus. Și așa era. A fost greutate. Da, dar să nu te poți apropie de casa ta. Jurul meu, oamenii răi sunt streajână, ca să te prindă, să te bată. Oameni răi. Era țandări, cum zicea atunci. Da. Erau țandări. Da, da. Au avut câteva oi și acolo de la bani au fost casa oilor aici. Și acolo au fost oile lui socru. Acolo. Și socru a fugit și oile le-au lăsat acolo și socra și cu bărbatul meu a fost, el a fost băietan. Băietan bun. Și eu l-au prins acolo cu oile și l-au bătut până i-au sărit măsările din gură. Da. Și tată s-au stat acolo. A fost un dârțu, îi zicea și tată Sara dormea la acolo ca să-i prindă. Și socrul meu a fost, a avut un frate Morari. Morari. Este ridicat așa, mare. Și s-a dus pe acolo și eu luat, oamenii răi, oșandari, o și-au fost atunci și i-au dus-o-i. Și i-au dus-o pe acolo, pe la frate, pe la moră, dar nu i-au lăsat să se bage în casă. Unul a stat cu ei afară și unul s-a băgat în casă. Și l-a luat la întrebare, că unii frate și că nu știu, zice, de unde să știu. Și Pichela nu l-a lăsat să iasă din casă ca să-l vadă, să se vadă. I-o bătu și acolo m-a să-i zvâră pe apă. Da. După război, o veni foamea. Da, o veni foamea, da. Cum v-ați descurcat atunci cu mâncarea? Da, greu ne-am zis că ți-ai luat solul de pe pasă, haina care ai avut-o mai bună, ca să-ți dai 100 de farină. Da. Și-o nepot, al socru a avut o grămadă de băieți, o șert arbuz și cu lapte. Așa da la băieți. Ce gust avea arbuzul acela? Arbuzul? Nu știu cum e, noi zicem arbuz, cum care dam la animale, la porși. Era bun? Era bun. De unde să fie bun? Dar dacă eu șer cu lapte, te le dai așa până eu luat-o de iarie pe băieți.